Bun. Zi, cum te cheamă? Rață Ion. Rață Ion. De unde ești? Din Epurie Sud. Așa. Zi-mi acum despre situația casei. Casa. Aici pe Gheorghe Doja. Noi am stat pe Gheorghe Doja. Acolo avem cât avem. Mai mult de... Din 64. Și până... Când a venit ăsta, cum... Revoluția asta. A venit o avocată și ne-a dat, ne-a venit și ne-a scos avar din casă. Și noi, având aici, peste 50 de ani aveam târl aici de oi și aveam o căsuță acolo, aia veche, aia mai veche. Și pe acolo, ne-a dat afară, a venit cu poliția, a venit cu ăștia, avocata aia din București. Și a fost nevoit să plecăm, că veneam fiecare, la o săptămână, la două, veneam mereu. Și am plecat de acolo, am stat fără lumină aici noi, n-am avut lumină. Am stat la... Și pe urmă, a venit pe o ploaie, dar am mai dărâmat din aia de acolo. De acolo ne-am dus la domnul Brăiloiu, ne-a dat, a trimis pe... Șurle. Șurler. Un... Din Nord. Din Eforie Nord, un... Tepumătiz de ăsta. Ne-a măsurat. Și pe urmă a venit... cum îl cheamă? Răducanu, director Răducanu, și a venit, ne-a arătat, uite, domne, de acolo faci aici casa. Și am zidit asta așa și uite, stăm de ani de zile, fără nu, a zis că avem proprietar acum. Și am venit, ne-a judecat în continuu. Avem 7 ani de gândire. Deci ei v-au spus în mod legal cu să faceți casa. Da, să facem casa că ne dă lacte. Pentru asta era mică. Da. Ce avea două luni născută, protecția că a venit o ploaie la mare, a căzut. Și stăteam acolo, a căzut peretele. Se pusase un covor că se vedea afară. Și au venit, s-au uitat în calculator că nu e proprietar. Ne-a măsurat aici. Acum chiar pe locul ăsta, genera, e proprietar, s-a devenit, că dacă s-a vândut toate loturile astea, băi, că le-a luat din primărie. Mane, a luat ăsta, zi, cum îi spunea, mă, fratelul ăsta? Marius. Și ei ce ar vrea, să dărâme aici și să vă... Să râs că ne-ar da un loc de casă în spatele liceului. Are canalizare, are lumină, dar n-am pus casa pe rotile. Ca să putem să o tragem. Că dacă o trăgeam, o duceam acolo. Păi ce să faci din 1 milioane de pensie? Am 8 milioane 45. Că ce ținem animalele, faci cara, că n-ai, nu poți să cumperi. Păi domnule, la 73 de ani mai pot eu să fac acum casă? Suntem atâta. Noi n-avem apă, că ne-a tăiat apa. Mai. Avem fântână. Ne-am stăpat, ne-am făcut puț. Și scoatem apă cu izoforul. Da. Pensia ce să iasă după lumină, că dacă merge lumina la apă, la orice, stai la normal mai.